ascultăm citirea cuvântului Domnului din Evanghelia după Matei, de la capitolul 21. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, spuse în cunoscuta predică de pe munte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului, ghenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului. Și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Dacă ar fi să ne gândim la viața noastră și la păcatele pe care le-am săvârșit în viața aceasta, am putea să enumerăm o listă întreagă. Dacă unul dintre călugări, pe nume Luther, înainte ca să facă reforma, a făcut multe păcate și când diavolul a venit să-l învinuiască, i-a adus liste întregi de păcate. Dacă ar fi să stăm și noi să ne gândim la păcatele pe care le-am făcut, cu siguranță că ar fi multe. Și de multe, nu-i așa, că nimeni nu ne-a mai aduce aminte. Însă, există un păcat pe care noi considerăm că nu l-am făcut niciodată. Și despre păcatul pe care considerăm că nu l-am făcut niciodată, aș vrea să vorbesc în această seară. Pentru că în vremea Domnului Iisus Hristos erau oameni mulți religioși, care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și care stăteau lângă El. Unii îl invidiau și stăteau ca să audă ce spune cu scopul de a-L învinui. Aceștia erau preoți, erau cărturarii și farisei. Și acești oameni, dacă era una din legile pe care se considerau că nu erau vinovați, sub nicio formă de ea, era legea a șasea. Porunca a șasea din Decalog, să nu ucizi. Și dacă stăm să ne gândim și noi, cei mai mulți, dacă nu toți de aici, nu ne-am făcut vinovați de acest păcat, n-am ucis pe nimeni niciodată. Și când îi spui unui om, pocăiește-te, întoarce-te spre Dumnezeu, spune, eu nu sunt rău, eu n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Și Domnul Iisus vine să spună ceva despre această poruncă. Că dacă ar fi să ne gândim la porunca a cincea, să-și cinstești părinții, noi care suntem mai tineri, ne aducem aminte mai recent, că au fost momente când nu i-am cinstit și am mai călcat porunca a cincea. Domnul să ne ierte, să ne ajute să-i cinstim pe părinții noștri. Dacă ar fi să ne gândim la porunca a zecea, să nu poftești, ne aducem aminte că am mai văzut ceva pe la vecinii noștri ce ne-au plăcut și am zis, bă, dacă aș avea eu, dacă ar fi al meu. Mai sunt în ziua de odihnă, aduți aminte de ziua de odihnă ca toți Sfinții. Poate au mai fost zile de odihnă pe care, poate ne-am pus deoparte să ne odihnim, dar nu le-am sfințit cum ar fi trebuit. Și au mai fost din lege scăzăminte, dar porunca a șasea, asta noi n-am călcat-o niciodată. Ce vrea să ne învețe fratele nostru mai mare, Domnul Iisus Hristos? În această seară, din această poruncă, să nu ucizi. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a adus poruncile vechi, nu numai le-a enunțat, le-a ridicat la un standard mai înalt. Și Domnul Iisus, când a venit să spună ceva, El a spus ceva mai adânc decât ceea ce s-a cunoscut până în momentul respectiv. Domnul Iisus Hristos n-a judecat numai ceea ce s-a văzut. A ucis, a făcut un lucru rău, ci totdeauna Domnul Iisus Hristos a uitat la inimă și la ce a fost în interior, la ce s-a întâmplat în inima omului ca să iasă păcatul respectiv. Și în această seară am vrea să vedem care sunt lucrurile care duc pe un om sau îl fac pe un om să fie un ucigaș. Noi spunem, nu, ucigaș n-a fost niciodată. Poate un ucigaș care să ucide în mod fizic, cu o armă, sau cum i-am întâlnit pe cineva, n-am fost niciodată. Dar vom vedea în această seară că putem să ucidem în așa
ci să ne încadrăm ca niște oameni călcători de această lege. Vom vedea în această seară, pentru că avem dorința ca să ne îndreptăm spre Dumnezeu și să fim sfinți. Amin. Să îndreptăm cei de îndreptat și să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Amin. În primul rând, un prim pas care ne duce în direcția aceasta, să fim niște ucigași, pe care Domnul Iisus îl evidenția aici. Dar eu vă spun, spunea Iisus Hristos, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Nu numai cel care a comis uciderea va cădea sub pedeapsa judecății, ci chiar cel care s-a mâniat pe fratele său. Să cazi pe mâna judecătorului, știi că atunci când ajungi la judecată, n-ajungi că ai fost prea sfânt sau prea bun. Cine ajunge la judecată? Cineva care a încălcat legea. În afară de faptul dacă mergi ca martor, că ai văzut că s-a făcut o ilegalitate sau să aperi pe cineva pe dreptății. Însă când ești chemat la judecată, ești chemat pentru că s-a întâmplat ceva rău. Și trebuie să dai socoteală pentru faptul ta. Ce se întâmplă cu cel vinovat în fața judecătorului? După sentință va fi pedepsit. Unii pot să meargă în temniță, în închisoare, alții pot să plătească o sumă de bani, alții să dea înapoi, dacă au furat, sau să li se ia ceva. De la judecată, dacă ești vinovat, trebuie să plătești. Și în Vechiul Testament era clar, dacă ai ucis pe cineva, trebuie să fii pedepsit cu moartea. Asta era pedeapsa pentru ucidere. Însă Domnul spune, dacă te mânii pe fratele tău, vei cădea sub pedeapsa judecății. Păi omul n-a văzut pe nimeni să fie judecat, să fie dus la tribunal, că s-o mâniat pe fratele său. S-o mâniat pe cineva și acum îi dus la judecată ca să îi se dea o sentință. Dumneavoastră ați văzut? Nu. Niciun. Dar despre ce judecată e vorba? Despre judecatea marelui judecător. Despre cel care cântărește fiecare lucru și când s-a arătat mâna cea care a scris pe tencuiala zidului, da? Belșațar a zis, numărat un cântărit și împărțit. De ce? Pentru că există cineva care cântărește, care judecă lucrurile. Și cel care judecă lucrurile, care este mare judecător drept, este Dumnezeu. Biserica lui Hristos va fi răpită la cer și nu va avea parte de judecată, pentru că vom fi mântuiți prin har. Prin credință, spune Scriptura. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Și atunci noi nu mai ajungem la judecată, pentru că de la judecată un om vinovat nu poate ieși nevinovat. Mai ales în fața dreptului judecător. Însă harul lui Dumnezeu ne mântuiește și ne scutește de judecata de care are parte omenirea. Însă, dacă nu ne-am întors la Dumnezeu, avem parte de judecată și de acolo se dă sentința. Ce înseamnă să te mânii pe fratele tău? Ne vom uita Scriptura în această seară și vom vedea că acesta este primul pas pe care au dus pe oameni chiar să comită uciderea. Pentru că uciderea aceea e un fapt pe care îl faci la un moment dat când mânia ta a scăpat de sub control, te-ai mâniat pe cineva, pe un om, că te-o nedreptățit, că ți-o spus un lucru rău, că ți-o făcut ceva rău și în impulsul mâniei acționezi, îl lovești și poate să moară. La un moment dat l-am luat pe un domn pe care l-am dus în Baia Mare și în timp ce vorbeam cu el, mi-a spus că a omorât-o pe soția sa. Și a cum s-a întâmplat? O fi m-a și speriat. Cine te duce în mașină? Mi-a spus că a făcut în închisoare și a zis că la un moment dat ploie nervat și a dat una și a dat cu capul de calorifer și a tot murit. Deci eu m-am dus la poliție, m-am predat. Și am stat în închisoare, mai știu câți ani au zis costat. Ce a făcut pe omul ăsta? O mânie. Și uitați-vă în Scriptură, ne vom uita, n-are rost să definim mânia, că știm fiecare dintre noi când ne mânie. Așa e? Știm ce e mânia foarte bine. Și Biblia spune, nu te mânia, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Și primul om care a comis uciderea, care a omorât un alt om, a fost Cain. Și știți ce l-a dus pe la ucidere? Exact acest lucru, mânia. Haideți să deschidem Biblia în Geneza, la capitolul 4, unde Biblia ne relatează faptul că cei doi, Cain și Abel,
au adus jertfă lui Dumnezeu. Ce s-au gândit ei? Să dea ceva din ceea ce aveau ei. Unul avea roadele ale câmpului, era agricultor, altul era păstor, avea urmă. Nu conta, n-a contat ce au adus, pentru că vedem în Vechiul Testament că Domnul spune să aduci la altar jertfă un miel sau să aduci roadele tale, floarea făinii. Ambele jertfe erau primite dacă erau aduse cum trebuie, pentru că Domnul spune dacă faci binele, vei fi bine, bine primit. Însă, jertfa lui Abel a fost primită de Dumnezeu, iar jertfa lui Cain n-a fost primită. Pentru că cel mai probabil Cain nu a făcut bine. După acest cuvânt, după această întâmplare, Biblia spune așa, versetul 5 din capitolul 4. Dar spre Cain și spre jertfa lui, Dumnezeu n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare. Și i s-a posomorât fața. De ce i s-a posomorât fața? De ce s-a mâniat? Pentru că Dumnezeu l-a primit pe fratele său, i-a primit jertfa lui. Domnul vine și îi spune. Și Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain n-a reușit să stăpânească această mânie și l-a împins la ucidere. Mânia poate să apară chiar între frați, în familie. Nu știu care e legătura cu fratele tău, dar dacă te-ai mâniat pe fratele tău, chiar de trup, dintr-un anumit punct de vedere spiritual sau material, cât se ceartă de la pământ, de la o casă, de la alte lucruri de felul acesta materiale, pe care aici vor rămâne. Domnul ne cheamă să rezolvăm mânia. Pentru că dacă nu rezolvăm mânia, dacă ne mâniem și stăm în mânie, ăsta e un lucru care ne va duce la judecata lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl vedem tot în Scriptură, cine s-a mai mâniat, interesant că mânia totdeauna a născut dorința asta de a ucide pe cineva. Vedem în Biblie pe Saul, împăratul Saul, ales de Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe acest împărat ca să domnească peste Israel. El a fost un om smerit, Biblia spune la început, însă pe parcurs s-a întâmplat să nu mai fie atât dependent de Dumnezeu, să fie atât de smerit, ci s-a înălțat, s-a mândrit. Și acest împărat, la un moment dat, se întoarce de la bătălia cu filistenii și Dumnezeu a dat biruință, s-a folosit de David, care l-a învins pe Goliat. Și când s-a întors tot poporul de la război bucuroși, femeile, știți ce au făcut? Un cântec de biruință. Și spunea așa, 1 Samuel, capitolul 18, versetul 7. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Am stai să ne gândim, nici Saul a bătut mii, nici David zeci de mii, pentru că David l-a omorât pe Goliat, nu zeci de mii. Însă era un cântec. Și din cauza acestui cântec, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Saul s-a mâniat. Uitați cum apare din nou mânia. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Am puteau femeile să le dea mii și zeci de mii? Încânte numai. Și uitați cum în viața lui Saul a apărut mânia alimentată de niște vorbe pe care au spus femeile din Israel. S-a mâniat și l-a invidiat pe David. Mânia este alimentată uneori și de invidie. Ce înseamnă să invidiezi pe cineva? Să fii deranjat de succesul lui. Îți place ce are, îți place succesul lui, dar nu îți place că e al lui și nu e al tău. Asta e invidia. Și această invidie l-a făcut pe Saul să se mânie și numai atât să caute să-l ucidă pe David. Însă David a fost protejat de Dumnezeu și nu a murit. Pentru că Dumnezeu l-a păzit pe David de nenumărate ori. De aici învățăm că trebuie să fim atenți la vorbele care se spun. Și când cineva are succes, să nu ne mâniem pe succesul lui, să zicem, de ce nu-s eu acolo?
acolo, ci să ne bucurăm, cum spune Biblia, bucură-te împreună cu cel ce se bucură. Și de asemenea, plânge împreună cu cel ce plânge. Un alt exemplu de Biblie, din Biblie pe care îl găsim un om, un proroc al lui Dumnezeu care s-a luminat dintr-un alt motiv și poate să se întâmple des asta în vieții noastre. E prorocul Iona. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit, dar el nu prea a vrut el să se lase folosit de Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu, du-te la Ninive și prorocește acolo și spune ce-ți voi spune. El se duce la Tars, departe de fața Domnului. Domnul nu lasă. Pentru că atunci când Dumnezeu spune ceva, Dumnezeu nu spune în zadar. El împlinește ceea ce spune. El dacă te cheamă la o lucrare, El te va și susține în lucrarea respectivă. Poți să fugi de Dumnezeu cât vrei. Dar Dumnezeu nu te va lăsa, nu te va scăpa din vizor. Dumnezeu a trimis un pește și vedem în cartea una interesant, Dumnezeu se folosește și de cel mai mare pește care înghite un om și îl duce, dar se folosește și de un vierme. La finalul cărții, după ce Iona își împlinește misiunea, mai cu greu, stă și se uită și așteaptă să vadă bunia lui Dumnezeu manifestată peste Ninive. Însă Dumnezeu are milă. Pentru că atunci când omul se pocăiește, Dumnezeu are milă. Dacă te întorci la păcatul tău, oricare ar fi el, Dumnezeu îți dă în milă și îndurare. Și spune Biblia, chiar dacă am spus păcătosului, vei muri. Dacă el se întoarce de la calea lui ce rea, îi dau izbăvire, îi dau salvare. Și Iona vede că ninivenii nu sunt nimiciți. Stă supărat, posomorât. Dar Dumnezeu, ca să-l înveți o lecție pe Iona, face să crească o curbetă. Și această bucurbetă îi făcea umbră și s-a bucurat, un motiv de bucurie. Așa e că se întâmplă de multe ori să avem bucurie din motive mici. Și această cucurbetă e de bucurie lui Iona. Însă, Dumnezeu vorbește și viermelui. Dumnezeu vorbește peștelui mare și îl ascultă, vorbește și viermelui și îl ascultă, însă Iona e atât de încăpățânat, omul acesta, ca și noi de multe ori, așa e? Îmi vine să zic, Doamne, ajută-ne să fim ascultători ca acest verme. Și vermele acesta înțeapă cu curbeta la rădăcină și se usucă. Iona se mânie. Și spune așa, Iona 4 cu 8. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul Iona. Și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mâni din pricina cu curbetei? El a răspuns, au zis răspunsul lui Iona, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci îi spune Dumnezeu, ție îți este milă de curbeta aceasta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierdut. Și mie să nu mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Și aici se încheie cartea Iona. Și de Iona nu mai auzi nimic. Nu știm ce s-a întâmplat cu Iona. A rămas cu mânia. De ce? Pentru că nu s-a întâmplat cum a prorocit el, că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ne mâniem și noi știți când? Când nu se face cum zicem noi. Bă, nu s-a spus să faci așa. De ce ai făcut altceva? Cu altcumva. Și ne mâniem că nu se întâmplă cum vrem noi. Unde avem un pic de autoritate, un pic de poziție. Spunem, așa se face. Dacă cumva se abate, ne mâniem. Și nu stăm să gândim prima oară, dacă e mai bine așa? Păi nu mai bine că Dumnezeu a avut milă și a salvat pe Ninive și nu i-a omorât, ci s-a îndurat de acești oameni și le-a oferit mântuirea, le-a oferit încă șansă să se întoarcă spre Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Mânia apare când spune unii altora, fă așa. Și nu face chiar așa, poate găsește o metodă mai bună de a face lucrurile. Știi, mânică, nu s-a făcut cum ai spus tu, pentru că numai tu ai dreptate. Cel care se mânie, Domnul Iisus spune că nu va scăpa de judecată. Ăsta e primul pas. Ca să te încadreze, nu știu cum ești, poate ești un mic ucigaș. Ai pornit în mânie, ești aspru la mânie.
Biblia merge mai departe, Domnul Iisus, și spune în felul următor. Următorul lucru care te cataloghează în tabăra celor care ucid este jignirea. Și vedem în continuare, oricine va zice, versetul 22, Matei 5, oricine va zice fratelui său prostule, o jignire, va cădea sub pedeapsa soborului. Cine era soborul sau Sanhedrinul? Era o grupare de oameni, un fel de comitet, care judecau. Pe vremea Imperiului Roman avea atâta putere încât Imperiul Roman, conducerea romanilor, erau gata să accepte și acceptau judecata și sentința pe care o dădea soborul. Erau 70 de oameni, dintre care unul era marele preot, 24 de preoți, 24 de bătrâni, reprezentanți ai poporului și 22 de cărturari, oameni care știau foarte bine legea, Tora, Biblia, ca să poată judeca după Scriptură, când aveau de judecat un caz. 71 de oameni. Și spune Domnul Iisus Hristos, oricine va zice prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice fratelui său, nebunule, o altă jignire, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. În înțelesul de atunci, când Domnul Iisus predica, Gehena era de fapt o groapă de gunoi. Astăzi, groapele noastre de gunoi arată anunț care se acoperă. Însă, atunci, era un loc unde se duceau toate mizerile și se aruncau. Se aprindeau și focul era continuu, pentru că totdeauna era alimentat de mizerile pe care oamenii le duceau și le aruncau în Gehena, în acea groapă de gunoi. Și imaginea aceasta nu ne duce altundeva decât la focul iadului, la focul Gehenei veșnice, unde focul, spune Biblia, că nu se stinge niciodată. Și ce spune Iisus Hristos? Că e suficient să jignești pe fratele său ca să ajungi în Gehena. Tu spui, niciodată n-am dat în cap la nimeni. Dar prostule ai spus? Sau nebunule? Sau mai rău să-l înjuri? Ți-aduci injurii fratelui sau semenului tău? De faptul, când spui un lucru de felul acesta, prostule, îl jignești pe Creatorul lui. Cine l-a făcut pe semenul tău? Tu? Sau eu? Dumnezeu. Și atunci când noi rostim o jignire semenului nostru pe care Dumnezeu l-a creat, jignirea noastră se îndreaptă împotriva Creatorului nostru. Ce urât ești! Îți jigniri pentru care Domnul spune că nu vom scăpa dacă nu ne pocăim, dacă nu ne întoarcem. Mai mult tot în acest capitol, căci vă spun că oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și acesta este un cuvânt nu nefolositor, ucigător. Pe vremea lui Ieremia, oamenii s-au gândit să-l ucidă pe Ieremia. Dar auziți, nu cu sabia, ci cu vorba. Am văzut oameni care au zis, eu așa nu spun de nimic. De ce? Pentru că cândva un părinte, o mamă, un tată, i-a spus, orice te pun să faci, tu nu reușești să faci. Nu ești bun de nimic. Și aceasta a fost ca un blestem peste viața lui. Și în această seară Dumnezeu ne cheamă să nu mai aruncăm jignirii, ci să aruncăm cuvinte trese cu har, cu sare, să dea har celor ce le aud. Domnul să ne ajute la aceasta. Tot în Biblie un exemplu de om care a jignit, care a vorbit urât și care n-a rămas nepedepsit. Este, dacă ne ducem tot în vremea lui David, ați auzit de și mei, nu-i așa? Când unul din fiii lui David s-au răsculat Absalom ca să ia el tronul, David a fugit cu oamenii lui. Însă, unul din cei care erau susținătorii lui Saul, neamcul Saul, a început să-și bată joc de David și a început să strige după el, că este un ucigaș, că este un vărsător de sânge, să arunce cu pietre după el. Ioab a spus lui David, lasă-mă să mă duc să-l omor. Și David nu l-a lăsat să-l omoare. Însă, acest om s-a întors David după aceea înapoi și a venit și mei și a cerut iertare. Dar când David este pe patul de moarte, îi dă un sfat lui Solomon.
să nu lași nepedepsit pe Șimei. Să nu-i lasă să se coboare în pace pe lui cărunț. De ce? Pentru că a fost un moment când el a jignit și a vorbit urât la adresa unsului Domnului. Putem să jignim pe oameni când sunt de față, dar putem să-i jignim și nascuns. Și asta e bârfă. Haideți să ne analizăm. Și dacă cumva mai scăpăm cuvinte jignitoare, să ne lăsăm de ele. Pentru că, și pentru aceste cuvinte există o pedeapsă. Să trăim în neprihănire. Și al treilea lucru care îl vedem din acest pasaj, pe care Domnul Iisus Hristos îl condamnă și spune că va fi pus alături de ucidere, pe lângă mânii, pe lângă jigniri și răutățile dintre oameni, neiertările, neîmpăcările dintre oameni. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Nu știu dacă ați văzut vreodată pe cineva în biserică să vină aici să fie anunțat la o cântare, la o poezie, să vină până în față, să ia microfonul, să lase microfonul și să meargă. Am de rezolvat o problemă și trebuie să mă duc să mă împac. Poate că au existat. De la răutății acestea mocnite, s-au ajuns oamenii să se ucidă între ei, să se calce în picioare. Lasă că e alături, lasă că-mi vine mie rândul. Știți vorba aia, lasă că se învârte roata, fie aia și pătrată. Și îmi vine și mie rândul. Și apoi să vezi tu când îmi vine mie rândul. Însă oamenii lui Dumnezeu nu s-au răspunat. Și au lăsat să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Că tot am amintit de David. Poate că asta ar face pe David, om după inima lui Dumnezeu. Că a avut și el ocazia să se răzbune pe Saul. Dar n-a făcut-o. Și tu vei avea ocazia să te răzbuni. Vorbe urâte. Și îți va veni și ție rândul să spui ceva. Să-l blamezi pe cel care ți-a vorbit urât. Că se întoarce roata și îți vine și ție rândul. Dar atunci se vede dacă ești după inima lui Dumnezeu. Și poți să ierți și poți să iubești. Și poți să treci peste și poți să spui un cuvânt bun despre persoana respectivă. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Mă duc înspre ultimul exemplu din Biblie despre un om care n-a reușit să se împace cu fratele său. Și care a fost aruncat în temniță, pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să citesc această pildă după care să încheie acest mesaj pe care l-am adus din partea lui Dumnezeu. Atunci Petru s-a apropiat de el, de Iisus, și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? O înțeles el predica de pe munte și a zis: trebuie să mă împac cu fratele meu. Nu pot să stau în vrășmășie pentru că voi fi judecat de Dumnezeu într-o zi. Trebuie să-l iert. Dar de câte ori, Doamne? De 7 ori e bine? Într-o zi, de 7 ori, dacă îmi greșește, mai de la 8-a oară să mergi și la 8-a oară. Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. Un principiu vechi testamentat, dar de care nu amintim acum. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. O avere imensă. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Ce bucurie! Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât. Auziți, de gât! Un gest care arată cumva că vrei să omori pe cineva când îl strângi de gât. Zicând: plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Cât e diferența dintre 100 și 10.000?
diferență mare. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut ovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-i spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Principiu biblic. Domnul Iisus Hristos spune: da, n-ați ucis, n-ați dat în cap la nimeni. Dar există oameni cu care sunteți în vrajbă? Mai era dacă cumva ați adus slujirea înaintea altarului și erați în vrajbă, Domnul spune: nu primesc. În această seară Domnul ne cheamă ca să trăim în armonie, în pace, să dezlegăm orice legături ale robiei, să ne strângem în brațe unii pe ceilalți și cu cel care ne-a făcut nedreptate să fim gata să îl iubim și să-l iertăm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să trăim pentru slava și pentru gloria Lui. Pentru că va veni o zi când noi nu vom mai merge pe la judecată, ci vom trece din moarte la viață. Iar noi cei vii care vom rămâne până la răpirea Domnului, cum spunea Pavel, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. N-am vrea să ajungem la judecată aceea unde se va deschide cartea faptelor și ni se vor citi faptele și vom ieși vinovați. Ci am vrea să fim mântuiți prin har, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea încă de pe acum, haideți să ne punem viața în rânduială. Nu faptele ne mântuie, nu mâniile ne desparte Dumnezeu sau alte păcate sau ucidere. Ci că nu aducem la piciorul crucii și nu ne căim de ele și nu ne lăsăm de aceste păcate. Dar dacă ne lăsăm, primim iertare și îndurare. Haideți de acum încolo să renunțăm la mâini. Biblia spune: părinți, nu te rădească copii la mâini. Dar nici copiii să nu interese părinți la mâini, amin? Ci să trăim în dragoste, să renunțăm la mâini, la jignit, oricare ar fi el, și lucrurile care nu-ți de folos. Și îl jignesc pe fratele nostru, să renunțăm la ele. Și din mintea noastră, că atunci nu vom mai da lungul la ură dacă renunțăm la ele din mintea noastră. Și să renunțăm la orice vrajbă, să trăim în pace. Pentru că Domnul ne-a iertat nu de 10.000 de galbeni. Ne-a iertat toată datoria păcatului care ne condamna la ea duvește. Și noi nu putem beneficia de iertarea lui Dumnezeu dacă nu iertăm și noi. Așa să ne ajute Dumnezeu să iertăm. Amin. Și atunci când suntem nedreptățiți. Și atunci când nu-și cere nimeni iertare. Ca să putem fi numiți fie ai Tatălui nostru care este în ceruri. Amin. Amin. Amin.